Doamnă și domnule, spre surpriza mea, încă mai fac emisiune. Și vreau să spun o treabă. Eu ți-am spus mereu că n-am votat niciodată cu stânga. Asta nu înseamnă că aș putea să trăiesc mereu într-o țară condusă de dreapta. Așa cum un votant mereu de stânga n-ar putea să trăiască într-o țară condusă de stânga. Pentru că e obligatoriu un melanj, o alternativă, o alternare. Ce s-a întâmplat astăzi în România însă m-a pus pe gânduri și o să zic. Vine fiul meu la mine, încă nu am plinit 14 ani, și îmi zice, abia aștept să treacă vremea. Și am crezut că așteaptă vacanța. Și zic, lasă-mă că mai e câteva zile. Nu, tata, câțiva ani. Abia aștept să plec din țară. Cum adică? Și zice, tu crezi că dacă nu mă lași să mă uit la știri, tu crezi că eu nu am internet? Și m-am pus pe gânduri și pentru prima dată când vine să studii foarte, foarte, foarte tare, dar e prima dată când îmi muși limba până la sânge. Dar în același timp, pe de o parte, scap de cocoașa asta, pentru că noi am citit, că nu, la sapă n-am fost, mama nu m-a pus să cap găina de ouă, și am citit. Și am citit despre chestia că în politica românească nu a fost niciodată mari caractere. Până acum. Ai văzut fostul ministru, Aurelia Cristea, cel care a dat, cea care a dat, poate cea mai europeană, și cu adevărat europeană lege, și fără ascunzișuri, și fără subrefugii, și fără portițe, cea antifumat, cea dat astăzi demisia din PSD, spunând foarte clar, nu astea sunt principiile mele. Aurelia Cristea și încă un om sunt oamenii pentru care, eu v-am spus mereu, aș fi votat cu două mâini. Chiar dacă eu n-am votat niciodată cu stânga, ei fiind de stânga. Ăsta e și paradoxul meu, cei mai buni prieteni ai mei sunt de stânga, eu fiind de dreapta. După am întâlnit cu Aurel Tămașă, care și el mi-a zis, bă, cum se face că iei puterea, ai toată puterea din țara asta și nu ești în stare să faci bine oamenilor. Și am zis, băieți, haideți în emisiune, pentru că trebuie să povestim despre asta. Bună seara, bine ați venit. Aurelia, te iubesc. România, te iubesc, asta trebuie să spunem. Bună seara, bine, tu ești România care urmărești. Mulțumesc frumos pentru invitație. Astăzi, când am văzut principiile pentru... Și Aurel, binevenit. Bună seara, să rămână, doamnă. Iartă-mă că am și emoții. Îți bucuros că trăiesc momente în care un om, un tânăr, consider că sunteți o doamnă tânără încă, care faceți parte și ați făcut parte dintr-o structură a puterii din România, aveți atitudine și în momentul în care vedeți că treburile nu merg în direcția în care oamenii așteaptă și în care și dumneavoastră ca și Constituție umană și ca și crez pe undeva sunt devieri, la cursuri luați atitudine. Vă admir și vă felicit pentru gest. Cred că sunt puțini asemenea gesturi, dar hai să mă bucur că acest gest l-a făcut un om din politica românească care respiră în Cluj. Mă bucur pentru asta și vă felicit. Mulțumesc. Cred eu că este un act de normalitate. Nu cred că este nici un act de bravură, nici un act de curaj, e un act de normalitate atunci când ne dorim o țară normală și o țară în care copiii noștri să crească, să fie competitivi și așa cum îi educăm de acasă, să respecte legea și să respecte pe cel de lângă el. Ori asta este educația pe care eu am primit-o și asta am vrut să dau înapoi țării mele și concetățenilor mei. Da. Și vezi, mă întrebam, eu astăzi când am văzut știrea, am zis, mi s-au făcut așa pielea pe mine și am zis, wow, deci se poate. Pentru că în toate partidele există oameni de foarte multă mână credință, că-s de stânga, că-s de dreapta, e libertatea lor de alegere, nu trebuie să fie toată lumea de acord cu toată lumea, trebuie să respecte toată lumea părerea tuturor. Și am zis, deci se poate. Am văzut acum de un ceas, nici nu un ceas, secretarul general de la PSD Reșița și-a dat demisia și a spus, mi-e rușine. Adică, în sfârșit, chestiunea aia veche care vine de la români, numită rușine publică, funcționează. Că la sat, știi foarte bine, la sat rușinea publică era mai grea decât orice povară pe care ți-o punea comunitatea. Așa este. No, dacă ne recâștigăm dreptul la rușine publică, înseamnă că poate o să fii mai normal la cap. Să știți că eu am trăit rușinea asta, poate nu public, dar am trăit-o de foarte multe ori în Parlamentul României. Mi-a fost foarte rușine de modul în care au ales de multe ori să se comporte colegii mei din Parlament și de modul în care au ales să se raporteze la lege, la respectarea normelor și a regulilor și
În primul rând, la respectarea cetățeanului și a mandatului pe care l-au primit. Nu mă așteptam la altceva, vă mărturisesc sincer. Adică, sub auspiciile acestui program bun de guvernare și care ar fi putut să și poate să aducă României multe beneficii și o dezvoltare economică bună, dacă era urmat, această presiune a modificării codurilor penale exista încă din Marțea Neagră din 2013. Și atunci aceeași atitudine? Am avut aceeași atitudine și atunci. Și atunci am fost la un pas de a fi linșată ideologic. Nu linșată ideologic, ci exclusă din partid. Între Chiselev și Palatul Parlamentului am primit câteva telefoane de la colegii mei care erau atunci în conducere, că sunt colegi deja care vor să propună excluderea mea din partid, că am avut curajul să-mi exprim opinia, că nu sunt de acord cu modul în care s-a procedat. Și, sigur, atunci, la momentul respectiv, Victor Ponta a luat atitudine și a spus că nu e cazul să dăm exemple, ci e cazul să vedem dacă nu putem face lucrurile mai bine. Bun. Aș trece acum la Aurel Tămaș. Noi trei suntem de la țară. La țară, când făceai cu unul contract, fângardul, nu făceai contract de la scris. Dădeai mâna, mă, când vii? Sâmbătă la 12. No, ăla sâmbătă la 12 era acolo. Și făcea gardul. Și nu-i dădeai mai puțin, nu-i dădeai mai mult, exact cât te-ai înțeles când ai strâns mâna. Toată chestia asta pe care românii au avut-o de sute de ani, s-a dus în 27 de ani, așa, în vale. Suntem în stare să mai recuperăm chestia asta? Eu cred că suntem în stare. Sincer, stau și încerc să analizez că totdeauna e bine să privești un pic lucrurile mult mai nuanțat. Și stau și mă gândesc totuși de ce se întâmplă treaba asta acum. Și stau și analizez totuși de ce oameni din politica din România, din zona guvernanței românești, în momentul când ești pus la putere, nu realizez că de fapt ar trebui să te ocupi de ceea ce ai spus în campanie electorală. Că acești oameni au ajuns să fie, începând de la prim-ministru actual, am așteptat să vedem guvernul alcătuit. Să vedem buget, să vedem lucruri care până la urmă trebuie să fie puse la punct și oamenii așteptau, nu? După mine nu mă interesează că, de fapt, acum a ajuns să conducă stânga. Foarte bine, asta a vrut votul democratic și sper să putem trăi și să mai rămânem pe aici, să trăim într-o țară care să aibă democrație, să aibă o democrație normală, nu o democrație originală sau nu știu mai cum se povestea câteodată. Stau și îmi pun întrebări și mă uit. Și zic, doamne, oamenii ăștia care au ieșit în stradă, totuși, de ce au ieșit? Am auzit că unii aruncau pe piață că ar fi fost plătiți, că nu știu ce. Totuși, sunt sute de mii de oameni care ies în stradă. Și stau iar și îmi pun întrebări. Totuși, oamenii ăștia care au ajuns acolo, la guvernare, împreună cu primul ministru, doamne, noi acum, după ce am spus poporului și populația în sine ei, a spus, doamne, așteptăm să vedem acest program. Chiar interesant. Eu așteptam, eu nu sunt un om care am fost oarecum înrolat într-o zonă politică, dacă așteptam să văd după programul de guvernare care s-a anunțat extraordinar de oarecum de generos. Pozitiv și generos, așteptam să văd oamenii ăștia că își fac treaba. Asta m-a interesat pe mine. Dar vin și îmi pun întrebări acum, domne, așteptam un lucru, s-a spus un lucru în campanie și ne ocupăm de coscării, ne ocupăm de lucruri care sute în sute scoteam oameni în stradă. Eu asta stau și mă întreb totuși, în partidul ăsta social-democrat, cunosc o grămadă de oameni acolo. Sunt oameni de calitate acolo. Nu sunt numai oameni de slabă calitate. Sunt oameni care judecă, sunt strategi, sunt oameni care au mintea la purtător. Doamne, nu le-au putut trage de mine. Că, mă, nu ieșiți cu treaba asta în acest moment pentru că se va ieși poporul în stradă. Asta e treaba. Și nu asta e prioritatea. Trebuie să nu asta e prioritatea. Eu așteptam să văd drumuri, să văd că treburile alea care au fost anunțate în campanie electorală se vor pune. Am văzut o relaxare fiscală, am văzut niște treburi care erau bine pentru toți cei care vrem să trăim aici, să ne trăiască și copiii aici. Și când colo vedem că se ocupă de treburi de genul amnistie, se ocupă de a scoate pe unii și pe alții, pe diferite interese din în pușcării, sigur că oamenii ies în stradă. Și ce mă bucur? 40.000 de oameni în Cluj. Mă bucur la... Da. Și 150.000 în București. Mă bucur că oamenii
reacționează. Asta e cea mai mare satisfacție pe care o am în acest moment, că oamenii reacționează și că oamenii spun nu. Nu contează cine conduce, nu contează cine vremelnic e acolo la butoane. Domnule, oamenii trebuie să reacționeze. Oamenii trebuie să reacționeze și pentru drumuri, și pentru spitale, și pentru neajunsuri, și pentru că unii și alții își permit, după mine, nu știu, eu abar n-am, stau, încă nu pot să-mi dau explicația, totuși oamenii ăștia ce-au judecat. Sau eu, câteodată, mai citesc din spatele cortinei, că somn de scenă, domnule, am impresia că o vrut să se întâmple treaba asta. Nu știu, eu încă trăiesc într-un dubiu. Da. Adică să ai totuși tupeul ăla. Eu nu știu, habar n-am. E un tupeu. Dacă e un tupeu, dacă e un tupeu, oamenii ăștia pe mine nu mă reprezintă. Dar eu nu înțeleg o chestie. Când vin ăștia la guvernare, că e stânga, că e dreapta, ai puterea. Adică e o chestie de onestitate, te simți bine să faci bine. Dacă ești construit așa, dacă până acum tot parcursul tău a fost de maniera aceasta în care așa ai procedat. Bine, dar trebuie bună credință cât un vârdeac. Știți ce se întâmplă? Atâta timp cât îți vin din spate foarte multe dosare, cum e cazul multora dintre cei care au făcut presiune și însă și președintele partidului care era presat de un dosar care acum ieri a avut primul termen de judecare pe fond. E clar că asta este preocuparea de bază, cum să scape de ele și apoi mai vedem ce facem. Bine, mă, dar dai țara de gard numai pentru că tu ai o problemă. Dar nu contează. Ce contează țara? A contat țara până acum, 25 de ani în care ei au fost acolo constant, dintr-o funcție într-alta, și-au furat și acum au dosare și-au iertat aceste dosare? Despre ce vorbim aici? Despre faptul că au furat viitorul copiilor noștri? Despre faptul că eu și tu... Și toți ne-am crescut copiii aici și ne-am trimis la școală. Atunci când i-ai spus la Dragnea, pentru că trebuie să știți un lucru. Aurelia Crisea a fost deputat și după ministru. N-a mai fost nici deputat, nici ministru, pentru că i-a spus în fața lui Dragnea, într-o ședință, bă, băiete, tu nu poți fi președintele partidului, că ești condamnat penal. E adevărat sau nu? Da, este adevărat. Bun. Eu mă așteptam, după ce am auzit asta la luni distanță, colegii de acolo zic că, dom'le, totuși, hai să o punem asta albă, asta neagră, să o punem pe asta, să vedem. E adevărat? Minte femeia asta. Pentru că, până la urmă, noi avem nevoie de o stângă modernă, la fel cum avem nevoie de o dreaptă modernă. N-avem nici stânga modernă, nici dreapta modernă. Deci, haideți să vă spun, noi avem nevoie și de stânga și de dreapta. Avem evident nevoie să sancționăm și derapajele justiției acolo unde sunt și anumite abuzuri pe care le produc și le fac procurorii, dar în același timp nu putem în continuu să fim într-o luptă cu justiția, pentru că este inacceptabil ceea ce se întâmplă în perioada aceasta. În momentul în care am reacționat după Marțea Neagră și evident după faptul că n-am susținut exploatările de la Roșia Montană și am fost singurul parlamentar cu consultare publică din țară și care mi-am permis să spun că nu susțin atâta timp cât n-am mandat de la cetățenii care m-au votat pe mine și m-au trimis în Parlament, am vrut să fiu dată clar un exemplu și cumva mi-a rămas aprecierea colegilor de maniera următoare. Dacă vreunul dintre colegi punea vreo întrebare, da, asta e chiar în regulă să votăm, eu nu sunt de acord, sau eu nu mă duc în comisia respectivă să înlocuiesc pe nimeni, că nu știu subiectele, n-am reușit să mă documentez, nu mă duc să ridic mâna. A, și tu ești din ala cu principii, ca și Aurelia Cristea? Cam asta era atitudinea. Am rămas cumva într-o luptă singulară, cu toate că sunt colegi care gândesc și simt la fel dar ca și mine, dar le era cumva extrem de... Erau rezervați, teamă. Poate le era teamă, poate vreau să-și conserve în continuare respectivul loc de parlamentar și Dragnea a dovedit-o cu vârf și îndesat că în momentul în care a pus mâna în totalitate pe partid, pe mine m-a speriat, vă mărturisesc sincer, anul trecut când a fost sentința definitivă în dosarul referendumului, acel zid făcut în jurul lui în sediul de la Chiselef. Atunci am spus că ne îndreptăm spre o dictatură clară. Și, sigur, ei au fost chemați acolo obligați, forțat. Cine nu era prezent, era clar că nu mai are nicio șansă să facă politică sau să fie în vreo funcție. Însă, asta m-a speriat în momentul respectiv și am știut clar că acolo mergem. De aceea n-am avut nicio clipă încredere, de aceea nicio clipă nu l-am susținut și de aceea mi-am exprimat poziția public. Dar cât e de greu?
aș deveni la... Am mers cu Relu, în mod evident, în piață. A fost până în piață. Noi am spus, eu am spus de aseară, eu mă duc în stradă. Mai devreme un pic. Până la ora 2, am stat în stradă azi noapte, ca să știi. Îmi asum chestia asta. Și mi-asum ca cetățean care vrea să-i rămână copiii aici. Ai văzut oameni. Și tineri, și pensionari foarte mulți. Și pensionari. Foarte mulți. Atmosferă extrem de civilizată. Extrem de civilizată. Da. Cu cât e traficul ăla de spurcat în Cluj, nu s-a întâmplat ca unul să claxoneze pe altul. Dimpotrivă, făcea semne, treci dumneata, treci dumneata. Era o eleganță, îți dădeau lacrimile. Adică lumea devine mai bună. Și mi-am amintit de decembrie 89. Eu știi ce știre am reținut din decembrie 89? O știre la TVR, când era TVR-Leu, care zicea așa, un șofer de troleibuz din București a oprit între stații ca să ia o bătrânică. Era o revărsare de bine. Mie și acum mi se face așa. Adică, dintr-o dată am descoperit binele. Da, s-ar putea ca acesta să fie mijlocul prin care să ne redescoperim binele dintre noi și solidaritatea împotriva tot ceea ce înseamnă încălcarea unor principii și ale unor valori ale democrației și ale educației noastre profunde. Aceea... Vă felicit că a spus treaba asta, educației noastre. Da. De acolo pornește. De acolo pleacă, evident că de pentru că pleacă. Degeaba te duci în Parlament sau oriunde merge, în guvern, oriunde, dacă n-ai educație, dacă tu nu ești construit ca primind ceva din partea cuiva, din partea votantului ăla, și cu școală și cu mai puțină școală, ești construit să dai înapoi. Înseamnă că n-ai educație. Primești ceva, trebuie să dai ceva înapoi. Nu știu, am impresia că la oamenii ăștia le-a Dumnezeu mință. E un contract de încredere pe care tu îl primești. Tu ești investit, practic, corect, prin votul respectiv, cu încrederea cetățeanului și el îți încredințează ție dorințele și aspirațiile lui de mai bine, ca tu să le duci, să le promovezi acolo și să le faci posibile. Okay, că la ăștia sună bază. Asta este o chestiune de la care nu ai cum să-ți întorci fața. Dar știi ce mă sperie pe mine foarte tare? Socialdemocrația în Transilvania și în România, și nu vreau să fiu bănuit de altceva decât spun acum, ci sunt exemple istorie. Jumanca, mare socialdemocrat din Transilvania. Fluieraș, mare socialdemocrat din Transilvania, pleacă în Parlamentul de la București, sunt tăiați, exact cum. Hai să o tăiem pe Aurelia Cristea să nu mai fie pe listă și asta. De ce? Pentru că le-a spus niște principii foarte bune. Băieți, prima dată trebuie să facem prosperitate ca să avem ce împărți oamenilor care au mai puține șanse. Absolut, pentru corect. Fraza asta în Parlament a fost ejectată. Ori, noi nu putem avea o stângă europeană. Eu îmi doresc, eu votând tot timpul cu dreapta, eu îmi doresc o stângă către care, chiar dacă nu votez, să mă uit cu admirație. Așa cum mă uit către... Mă uitam, că acum nu-i mai cazul, către Tony Blair. Și ziceam, băi, un tip foarte stilat, foarte educat, foarte... Adică îți transmite ceva. Care propune teme progresiste și care e preocupat de evoluția societății. Ori noi ne întoarcem în urmă cu 20 de ani. Mă uitam acum la comunicatele ambasadelor. Păi mie încă o dată, rușine și mă doare sufletul pentru toți tinerii noștri care sunt plecați și lucrează în diverse poziții în Bruxelles sau în alte, sau în companii private străine. Da. Pentru toți cetățenii care muncesc cinstit în țările Uniunii Europene. Pentru toți antreprenorii noștri care și-au construit cu greu o imagine și un nume în raporturile cu alte companii străine, iar după toată reflectarea din mass media internațională și reacția ambasadelor, este incredibil. Au făcut scrum într-o noapte toate aceste eforturi și toată această conduită și corectă și profesionistă pe care oamenii aceștia au avut-o. Eu i-am văzut... Și au dus-o în spațiul european. Am mers la un concert de-al lui Relu pe lângă Zaragoza. Într-un sat în care erau 3.000 de spanioli și vreo 3.700 de români. Erau mai mulți români. Erau mai mulți români. Eu am văzut românii cum au reacționat. Am stat până la 6:30 cu Relu, dimineața. Erau foarte respectați acolo și am întâlnit... Acum nu știu dacă zic țigan sau rom. Eu când zic țigan, zic cu cea mai mare admirație pentru muzica țigănescă. Crescut la casa de copii, 8 frați, 7 în pușcărie. El venit în Spania, ajuns în câțiva ani, omul de încredere al tuturor spaniolilor, nu mai culege căpșuni, el organizează culesul de căpșuni. Nu mai face construcții, mai pune rigipt, el organizează construcțiile. Avea o casă cu 6 camere și copilul premiant în clasa 4, adică vezi dintr-o dată și i-am zis, dar cum ai ajuns? Mi-a fost frică de pușcărie că i-am văzut pe toți frații mei. Îți amintești, Relu? Ce oameni erau acolo?
Și Relu cânta și ea plângeau. Nu, da. Poate că o să vă surprind. Eu sunt un tip foarte pozitiv. Când văd asemenea lucruri că se întâmplă în țara asta, când văd că oamenii la minus, nu știu câte grade, ies și își spun of, cum să vă spun? Într-un mod foarte civilizat. Peste tot în țară, eu n-am auzit să fie vreo problemă undeva sau să nu se respecte regulile și așa mai departe. Dom'le, înseamnă că totuși avem o șansă. Și da, șansa asta și trebuie maximizată. Asta e. Dacă sunt oameni ca doamna Aurelia care, dom'le, ai fost acolo atâția ani între ei și vezi că nu poți, demnitatea și structura ta în interior și tu ca și om, nu te poți regăsi acolo și vezi că nu poți, pur și simplu nu poți. Nu știu, eu am discutat cu fratele meu că și la Florești acolo s-a strâns oameni, zice, mă, știi care e problema? Tu îți imaginezi niște oameni care văd gratii în fața lor și ei sunt în stare să dai cu țara de pământ numai să n-ajungă după gratii. Da, asta e. Păi, eu zic eu că te nu se poate, mă, totuși eu un pic am mult. Păi, dar dacă suntem aici, e o problemă. Pentru că oamenii ăștia, unii dintre ei, că nu pot generaliza, împotrivă, nu am... Am o grămadă de oameni pe care îi admir din zona de stânga, din politica din România și care sunt și în Parlament acum. Dar dacă sunt unii dintre ei care sunt la butoane, care pot împinge până acolo lucrurile grave. Uite că le-au împins până acolo, uite că le-au înșelat încrederea și oamenilor acelora, uite că le-au înșelat încrederea și membrilor de partid și tuturor celor care au muncit în campanie și mai ales tuturor celor care au votat, pentru că nimeni, dar absolut nimeni, nu cred că a votat pentru a fi legiferată hoția și a fi iertați ei de dosare. Nici cel mai naiv. Deci, drept dovadă că justiția funcționează este cazul Ludovic Orban. Simplu. Da, procurorul acela, dacă se dovedește că a greșit, trebuie să plătească și să zboare afară din procuratură. Corect. Dar justiția funcționează. Despre asta este vorba. Eu nu înțeleg. Oamenii ăștia de bună credință sunt și în zona de stânga și în zona de dreapta. De ce nu ajung niciodată să... Exact ce are eu. Te trag de mânecă. Mă, băiatule, noi te-am pus președinte acolo. Tu nu ești născut președinte. Noi te-am ales președinte al partidului. XYZ partid. Adică, tu nu poți să-mi faci să mă simt rușinat când ies pe stradă. Eu nu cred că sunt trei oameni posibili, trei oameni din Cluj care ies. Și că spun PSD-iștii acum. Păi, marea majoritate oamenii din PSD, că sunt oameni de calitate acolo. Sunt... Ce spun oamenii ăștia, totuși? Sunt consternați mulți dintre ei. Ei s-au bucurat. E clar, toți dacă ești bucurat. Un om de stânga, te-ai bucurat în momentul toți când ai văzut bucurat. Că ai tăi au câștigat. Asta e democrația, domnule. Ăla care e învinsul să rămână, trebuie să strângă mâna la celălalt, succes, să rămână. Dar când oamenii ăștia au văzut, băi, anuștia au ajuns acolo, ne-am bucurat toți, gata, a ajuns stânga la putere. Și ei, în loc să guverneze țara, să pună treburile la punct, să pună în aplicare programul de guvernare, scot hoții din pușcării. Nu, e și mai cum pervers, adică? E și mai pervers că la adăpostul acestui program de guvernare au făcut lucrurile acestea și le-au făcut pe furiș noaptea. Pentru că și asta este o problemă. Eu am fost ministru delegat pentru dialog social și relația cu societatea civilă. Ministru delegat să mențină pacea socială în anul 2014, când erau toate alegerile pentru europarlamentare și alegerile prezidențiale. E extrem de important și am militat pentru principiile acestea de transparență, de dezbatere, de dialog, de argumente tehnice și de discuție cu specialiștii din domeniile respective. Ori chiar dacă vrei să dai această ordonanță, și o aveai pregătită, dar trebuia să faci acest exercițiu de democrație. Păi și o chestie de onestitate publică, și o chestie de onestitate bine. Publică. Nu faci noaptea, nu dai pe furiș. Da, hoții să știi că fură noaptea. Da, evident. Că... Hoții de că ai furat noaptea. Bun, luăm un pic de publicitate și ne întoarcem la hoț. Ce trebuie să mai știți? La Cluj, unde sunt aproape 40.000 de oameni, jandarmii care merg și duc coloana, practic, încadrează coloana, au cântat împreună cu protestatarii Deșteaptă-te române. La Brașov, o tânără a luat textul demisiei Aureliei Cristea și l-a citit în piață. Îmi zice Relu din Melbourne, din Australia, Vasile Prunduș, ieșim în stradă. Adică peste tot în lume, mă băieți de la guvernare.
Băi, ăla din Caracal, cum te cheamă, plagiator sau care era, Iordache. Nu vă întrebați oare de ce? Că, pe cuvânt, să fii indiferent cât de mic. Când iese atâta lume în stradă, te întreb măcar, mă, oare eu sunt mai deștept decât ăia 300 de mii care ies în stradă? Oare am dreptate, mă mai uit în oglindă? Ce îmi spune mătușa mea? Ce îmi spune unchiul meu? Mă întâlnesc cu unul pe stradă, cu ăla care, cu care mergeam la o bere sau cumpăram pită împreună. Ăla o să mă pot uita în ochii lui. Adică mi se pare o miză atâta. Te bați pentru ce? Să fii ministru? Și să nu faci nimic. Să fii ministru așa, cred că este o umilință foarte mare. Cred că este o umilință foarte mare. Și după ce ești ministru și faci o lege antifumat și auzi că Dragnea ar vrea sau nu știu care ar vrea pentru că fumează două pachete pe zi, ar vrea să schimbe legea că s-a supărat, că uite cine a făcut Aurelia Cristea, că nu mai putem fuma. Legea privind interzicerea fumatului în spațiile publice închise a fost o lege dezbătută aproape un an de zile. Și premiată de Comisia Europeană. Și premiată de Organizația Mondială a Sănătății, a premiat România pentru această lege și, sigur, și Comisia Europeană, Comisarul pe Sănătate. Dar nu doar asta, e o chestiune care ține de dezbatere, de transparență. Totul a fost absolut transparent și totul a fost făcut ca un proces democratic și cu respectând toate normele unei democrații de participative. De aia nu mai a ajuns ministru. Doamna Aurelia, dar nu a fost la miezul nopții datele. Și n-a fost la miezul nopții, nu pot să faci. La miezul nopții, să știți că s-au luat decizii să o scoată de pe ordinea de zi, pe legislația, legea respectivă. Doamne, am trăit momente incredibile acolo, nu venea să cred că se poate întâmpla așa ceva. Eu care vin totuși din mediul privat și am respectat legea și plătești impozite și taxe, îți dai seama că acolo nu valorează nimic, absolut nimic pentru unii dintre cei care sunt acolo, nu pentru toți, nu vreau să generalizez pentru că nu este așa, însă mă simt vinovată și cred că trebuie să ne simțim vinovați dacă mai tolerăm ca astfel de indivizi să conducă și să ajungă în funcții de conducere. Dacă îi zici unui om care probabil îi fura de magia puterii și îi zici, bă băiatule, vezi că legea asta pe care vrei să o dai e cu portiță pentru Cutărescu, Cutărescu, Cutărescu. Noi trebuie să fim acum ancorați că nu în e vest. Nu e bine. Nu, da, pentru că vrem să fim și noi lângă Franța, lângă Germania, lângă nu ăștia. Nu vrem să fim, deci nu vrem să fim. Dar mi s-a spus de atât, dar ce mă interesează pe mine de Comisia Europeană? Dar să-și facă ei legile lor. Eu îmi fac legile mele aici. Noi, dar suntem în Uniunea Europeană, ne raportăm la, cumva, la un același standard și în ceea ce privește legislația și în ceea ce privește multe lucruri. Vrem să-i ajungem pe ei. Pe cum să-i ajungem dacă nu exersăm toate lucrurile acestea? Dacă nu începem să le implementăm? Da, sigur, mă gândeam zilele trecute ce ar fi fost dacă România ar fi avut un prim-ministru ca și Vasile Pușcaș. Ce ar fi fost România? Din nou Clujul, doamna Cristea, cu scuzele. Era greu că Vasile Pușcaș a citit o bibliotecă întreagă. Din nou Clujul, din nou vă spune. Sau un Vasile Dâncu. Ce-ar fi cum fost să, dacă cum să compari oameni care vin dintr-un oraș universitar cu oameni care vin dintr-un județ în care nu există librării? Nu. Eu vreau să spun un singur lucru. Eu am lucrat în companii private și am lucrat în companie multinațională. Și în momentul în care am fost promovat într-o funcție de conducere, mi-au fost evaluate rezultatele și niște indicatori de performanță. Eu în 2003, când am plecat prima dată în București, într-o poziție de top management în asigurări, am avut cele mai bune rezultate din toată țara, din cele 15 sucursale regionale. Eram pe locul întâi. Așa am fost promovat. Ăsta a fost primul criteriu. Sigur, apoi a fost interviu și un business plan pe care trebuia să-l fac. Dar cum să am pretenția ca domnul Dragnea, care a păstorit 12 ani Telormanul și l-a lăsat într-o sărăcie Lucie, să facă din România țara cea mai prosperă? Cum să am pretenția asta? Nu pot avea. Nu, sincer, nu pot avea. Asta le-am spus de multe ori și colegilor mei. Și nu înțeleg, încă o dată, nu înțeleg, pentru că nu ai nimic de pierdut. O funcție este atât de trecătoare, e nimic. E atât de important cum privești oamenii în ochi, e atât de important ca oamenii să simtă că tu ai făcut ceea ce ei au așteptat de la tine, este mult peste orice fel de funcție. Să nu reacționezi. Eu nu înțeleg starea asta a colegilor care nu reacționează și care au puterea și care pot determina o schimbare la vârf. Pentru că Dragnea n-a aruncat în aer doar România.
aruncat tot. Aruncat tot în aer, aruncat PSD-ul în aer. Au aruncat și aspirațiile și credibilitatea noastră. Credibilitatea, reputația noastră este pusă în joc în acest moment. Reputația noastră. Știi cum da, se dacă le spui de reputație, nu. Știi, m-aș duce iar la Relu, că nouă ne place la țară, la nebunie, și vrem să ne mutăm la amândoi la țară. Știi cum e vorba? Te știu 7 sate de buie. așa am ajuns noi acum. Și îți vine și să râzi și să plângi. Deci eu... Bă, România asta chiar merită mai mult. Fac o măligoiul lor. Eu am avut încredere în Dragnea. Politruge. Dar încercam să-l studiez. Să Ion ăsta vezi. Dom'le, am fost un om care a dus PSD-ul la un rezultat foarte bun în alegeri. PSD-ul ne-a câștigat datorită lui Dragnea. Bun. PSD-ul a câștigat datorită guvernului Ponta, să ne înțelegem, USL-ul care a prins și toate măsurile prins bune. Valul. Și a câștigat datorită liderilor și a oamenilor din teritoriu. Din teritoriu. Normal. Pe ăștia i-a umilit acum. Bun, dar am observat azi o treabă. Domnul ministru Iordache a ieșit, a încercat cumva să o dreagă, să nu știu cum, cu întrebări, foarte puțin am putut să prind. Dar Dragnea nu zice nimic. Păi Dragnea a fost învățat de consilierii lui israelieni, am văzut acum pe Digi24, să se distanțeze, să dispară o vreme și după să vină ca floarea, ca fata mare, să zică călărețul pe cal alb cu sufletul fusta sus. A greșit ministrul. N-a greșit nimeni, pentru că nu se mișcă nimic fără ca Dragnea să aprobe. Nimic. Am vorbit cu un tânăr deputat din Transilvania, nu zic zona, că după al bubuie ăștia la București. Evident, m-am întâlnit cu el în decembrie și am început să înjur partidul. Scoateți-vă, băgavu-vă, chestii de... Din poiată, nu mă înțelegeți la ce m-am gândit să ne fie rușine. Și am înjurat partidul vreo 5 minute fără așa, să mă repet. Și am zis, bă, e ca în timpul lui Năstase, tu ești tâmpit. Și îmi zice la Sabin, nu o să recunosc niciodată ce am spus. Este mai rău. E mai rău. Și am zis, hopa, tu, care acum ai intrat în Parlament, vii și îmi spui asta. Și am zis, nu o să recunosc niciodată că ți-am spus. Ia-o în sine, nu da nume, nu da zonă că mă termină. Dar eu vă spun eu direct că așa este și am spus-o, asta nu e prima dată când o spun. E dictatura lui Dragnea. Ce țară trăim, Doamne, iartă-mă. Dar e dictatura lui și... Cum adică? E, încă o dată ce am scris, că Ceaușescu este mic copil, să știți că așa este. Uitați-vă la comportamentul lui. Eu aseară când i-am urmărit declarațiile, am știut sigur că se vor da ordonanțele. Și noi vrem să fim țară europeană. Știi ce mi-e ciudă cel mai tare? Păi vrem să fim. Am intrat în 90 fără un leu datorie. N-am intrat ca polonezii cu 40 de miliarde de dolari. Am intrat cu niște resurse pe care nu le avea nimeni în jurul nostru. Am intrat cu o populație care, mai cu parizer, mai cu ceante de porc, dar era la codă, la librării, să ia pe sumână și Marin Sorescu, și Marin Preda, și aia, și Nichita Sănescu. Citea. Sau era foarte educată în a face ceva. Și în 27 de ani, parcă au trecut 3 secole și ne-am dus înapoi în Evul Mediu. Pe mine asta mă sperie. Bă, noi niciodată nu o să mergem înainte. Noi am fost frumusețea lumii, prima revoluție transmisă în direct. Oameni care stăteau, nici nu știau unde e România, dar s-au uitat la televizor și le curgeau lacrimile. Și asta am auzit-o în Helsinki. La niște oameni care nu aveau legătura cu politică, dar ne uitam la televizor și plângeam că nu știam cine sunteți și ce vreți, dar știam că vreți libertate și noi eram așa. În 27 de ani am ajuns urâți în Europa, subiect de bancuri, cum face o păpăraie românească, fur două ouă, subiect de bancuri, lui Salut Human, da? Am ajuns tip de care oamenii civilizați se feresc. Am ajuns rușinea YouTube-ului cu Magdalena, o spune drept, cine ți-o băga telefonul între urechi. Ori, noi nu merităm asta. Noi nu merităm asta pentru că noi ne dăm copiii la meditații. Abia acum spunem că nu merităm cărți. Asta prin toate aceste demonstrații. Abia eu când acum... le-am spus, o că mă bag la pușcărie. Da, da. Am scris că sunt foarte furioasă pe tine, că ai avut multă dreptate. Foarte furioasă sunt pe tine, dacă poți folosi cuvântul și cuvintele în forma asta. Dar, realmente, zidul chinezesc este puțin spus să-l pui peste Carpați. Sincer. Îți nebuni. Sincer. Deci ăștia nu-ți dau seama ce se întâmplă. Nu, dar uitați-vă, adică niciodată în Cluj cineva nu și-ar permite, dacă i-a fost închisă activitatea, să o deschidă mâine și să funcționeze, exemplu de cluburi, da. Sau să
aibă și să desfășoare o activitate într-un spațiu neautorizat cu atâtea persoane care să le expună riscului de a se, de un eveniment, de un accident, ori în București e ceva normal, ceva firesc. Adică acolo încălcarea normei, a legii, este regulă. Și bravură. Și nu e regulă, nu mai e bravură. Da, nu din cauza oamenilor, din cauza faptului că oamenii și-au dat seama că pot negocia cu autoritatea. Da, evident, păi am slăbit autoritatea. De ce aveam nevoie de autoritate când avem atâția șefi și șefuleți acolo care trebuiau să dea telefoane, să spună, să rezolve, să îi lase și șpaga să curgă în continuu și la unul și la altul. De ce aveam nevoie de asta? Păi Oprea le-a mărit salariile polițiștilor. Le-a dat pensii de 100 de milioane. Dar ei n-au în continuare logistică. Își cumpără hârtie din banii lor. Cei care lucrează astăzi în poliție, își cumpără ei hârtia, își alimentează ei mașinile. Știu. E un dezastru la modul în care sunt dotați. Păi despre ce vorbim? Și noi când El le-a dat salarii tocmai ca să voteze, pentru că atât au învățat. Ei n-au învățat altceva, că România astăzi poate dezvolta asta altfel, că trebuie să ai viziune, că trebuie să utilizezi alte instrumente, nu aia cu banul și votul. Eu nu înțeleg, ăștia nu se uită niciodată la țară, de la nivelul ăla, de la sat. Mi-a zis odată, Relu, uită-te pe o pagină de Facebook, satul meu, Borșa, da. Îți mândru că este acolo un domn, da, absolvent, da, de UBB-ul care se ocupă de pagina. Da, foarte frumos, îmi place și mie, îl urmăresc, îmi deci, place. Numai te uiți la pozele pe care le postează și îți dai seama de un potențial imens. Toate satele noastre au acest potențial și parcă ni-i rușine. Îl băgăm sub preș că, auzi, n-ai unghiile tăiate, miroasa bălegar, știi, lasă oile că trebuie să avem niște fazani sau păuni. Ce să avem? Avem tot ce ne trebuie. Totul este să respectăm ceea ce avem, să ne respectăm între noi și legea să fie lege pentru toți. Da, e simplu. Mă scuzați. Totuși, sunt 300.000 de suflete în stradă. Hai să nu uităm. Și nu de mult, nu cu multe luni înapoi, am zis, vântă și plec. Cred că nu o să plec. Mi-am pus în cap să mă retrag undeva în spațiul ăsta germanic, ori în Austria, ori în Germania. Și o spun în premieră. Am iubit țara asta pentru că am zis aici să rămân, aici sunt părinți, aici s-au dus toți și acolo. Și am zis, domnule, cu tot talentul. Unde mergem? Am spus înainte, am fost într-o emisiune la tine, bă, trebuie să întâmplă ceva, să vedem că se așează lucrurile. E prea mult. Pentru că ce văd eu? Că doamna Aurelia Cristea a simțit treaba asta și acolo și o vede și acum, poate într-un alt mod, poate mult mai așezat decât mine. Este un jihad perpetu român împotriva românului. Unde ajungem? Noi nu reușim ce? Nu reușim să așezăm legea unde trebuie și să vedem că putem și noi spera, noi, care încă te mai cred în tine, nu? Și copiii noștri să nu zică, bă, gata, m-am săturat, plec, cum o zis a tău, că o citiți, pleacă. Am eu face trenzi de câmp și am să duce într-o zi, zice, da, tati, nu-i locul meu aici, nu te supăra, nu văd. Dar dacă se întâmplă treaba asta, și asta mi-era frică mie, că românii și oamenii, și tineri, și mai puțin tineri, și maturi, și cei mai în vârstă, o să intre într-o zonă din asta de imponderabilitate, din asta statică, domnule, stai să vedem ce-a fi, nu. Uite-te, oamenii reacționează. Ăsta e cel mai mare câștig. Mie îmi pare rău pentru oamenii ăștia care au ajuns la guvernare că s-au dedat la asemenea gest. Pe cuvânt, dacă nu, îmi pare foarte rău, îmi pare. Și îmi pare rău de PSD-și, de oamenii în stânga românească. Vă dați seama cum mă simt eu, care am trăit atâția ani, 20 de ani ca membru PSD și m-am împărtășit. Dar înainte nu era așa. Nu. Nimeni nu și-ar fi permis, nici Năstase și nici Ponta, și nici nimeni nu și-ar fi permis să facă așa ceva. Deci chiar în halul ăsta. Asta e tâlhărie, e hoție din aia la mijlocul nopții. Da. Nici unul dintre ei nu și-ar fi permis. Și acum eu vă spun din experiența mea de 4 ani de mandat parlamentar și aproape un an de ministru. Niciodată, în nicio discuție, Victor Ponta, nu mi-a cerut vreodată să încalc legea. Orice fel de discuție a fost cu respectarea legii. Și am avut respect pentru opinia mea.
Poate era frică de Aurelia Cristea. Nu cred că era frică de Aurelia Cristea. Avea respect. Când avea argumente, avea respect. Bun, dar n-au sunat acum oameni în teritoriu. Măcar să zic că, Aurelia, simțim și noi așa. M-au sunat. Sunt colegi care m-au sunat din alte zone ale țării, sunt colegi de aici, de la Cluj, care m-au sunat și care sunt dezamăgiți și simt la fel. Poate că ei cred că mai pot schimba ceva și e foarte bine că cred. Și eu am crezut că din interior trebuie schimbat ceva, de acolo trebuie coagulat lucrurile, trebuie să intri în politică ca să schimbi ceva. Ei, eu am ajuns la momentul la care cred că nu mai pot să schimb din interior. Poate că sunt alții care pot să schimbe, pentru că e important să rămân cu speranța asta și e important să rămânem cu speranța asta și sunt încă foarte mulți oameni PSD care pot schimba lucrurile. Da, dar asta e după 27 de ani. Câteodată simt că am obosit. Am fost la mineria de Morghi, alergam minerii pe acolo de, știam, toate cotloanele și gurile de canal din piața Universității, știam, de acolo, din lângă Străduțe. Așa a fost. Bun, am trecut peste asta, m-am dat și cocoș după aia, wow, cum a fugit aia după mine și nu m-a prins. După aia spera că a venit 96, bă, s-a terminat cu Iliescu, vin ai noștri, nu, ai votat curat, credeai în el. Ai văzut că dreapta a fost un bluf total. Vine Năstase cu experiența lui de tancometru de la sovietic. Ok, am scăpat și de asta. Vine Băsescu, îți dă niște speranțe și acum îl vezi pe Băsescu cum mitralează împotriva justiției. Totuși, nu există niciun tip care să aibă, vedeți, punctul ăsta de aici. Atât. Nu-l vedeți, că e mic. Atâta caracter în care să zică, băieți, dar din poziție înaltă, nu demisionez de la principiile mele. Dacă vreți, mă votați, dacă nu vreți, nu mă votați. Dar eu voi face ceea ce este bine pentru țară și voi veți fi ăia care mă veți sudui. Balcerovitz în Polonia. Care au zis, începând de la 1 ianuarie 1990, Polonia trece de la comunism la capitalism, se vor pierde 1 milion de locuri de muncă, vom încerca să câștigăm mai multe. 2 ani de zile au fugit sindicatele cu funie și săpun după ele. Mergea omul și număra cu bodyguards prețul la ouă în piețele din Polonia, pentru că ăștia de la statistică erau obișnuiți să mintă. O singură carte a schimbat destinul Poloniei. O carte despre capitalism pe care Balcerovitz o citise sub pătură trasă la Xerox, că nu era voie, pe vremea lui Masofiecki. De ce să fim liberi, nu? Și a zis, wow, există libertate, aplic principiile alea. O singură carte. Și noi nu avem librării interior, bani. Păi noi nu avem ce să așteptăm. Nu. În educație, dacă le zici să bage bani, parcă le zici să joace table cu buna. Păi acolo trebuie direcționați bani, în educație, în sănătate. Astea sunt domenii prioritare pentru existența unei națiuni. Dumnezeule, despre ce vorbim? Dar nu e mai simplu să-i ții în ignoranță ca să-i poți păcăli? Și acum, eu vreau să transmit un mesaj foarte clar. 100 de lei în plus la pensie, 15% la educație, e ceva normal. Nimeni nu face pomană. Sunt banii noștri ai tuturor contribuabililor care sunt redistribuiți și sunt prea puțini. Nu dă nimeni, nici o persoană fizică, niciun partid din buzunar propriu. Nu. Fiecare pensionar, dacă a primit 100 de lei, o merită. Important. Și o primit-o de la noi și de la cei care acum stau în stradă și poate sunt jurați de mulți pensionari. Nu trebuie să-i acuzăm pe ei. Ei așteaptă asta și trebuie să avem grijă de ei. Problema este cum construim viitorul acestei țări, ce le dăm copiilor, ce valori, ce principii, cu ce merg ei când astăzi principiul de bază sau valoarea de bază care ne-o transmite este că șmecheria și hoția în miez de noapte este la loc de cinste. Da. Eu nu pot accepta asta. Nu pot, pentru că mi-am educat 2 fete să respecte legea, să respecte pe cei de lângă el. A, și uite că n-am reușit să le găsesc nicio sinecură măcar. Că cineva m-a acuzat că acum sigur ai lăsat copiii să fur și am spus nu, nici măcar atât n-am reușit să fac ca să le găsesc câte o sinecură. Lucrează fiecare în companii private pe domeniul în care s-au pregătit. Da, o să fie ciudat. O să zic, cum? Ai fost și ministru, ai fost și parlamentar și n-ai rezolvat o chestie la stat? Nu. Niciun consiliu de administrație nu l-a rezolvat. Da, pentru că, vezi, dar deja devine ciudat. Da, mi s-a și spus chestia asta, că asta este chiar ciudat. Nu se poate. Îți dai seama și mă gândesc,
Acum, Relu zicea că se gândea să plece în Austria și așa. Și eu m-am tăvătăvărit pe jos și am promis la nevastă că spăl vasele, duc. Eu n-am crezut nici eu că ajung la momentul ăsta în care să mă gândesc că trebuie să plec și să le spun fetelor. Să știi că în seara asta ne-am făcut planul să ne facem case gard în gard. Am mai făcut și noi. Te duce și pe tine acolo. Eu vreau să văd ce se întâmplă după. Aștept să văd zilele astea, câte zile ori trece. Vreau să văd totuși. Nu sunt în zona asta puterii actuale oameni care să zică, bă, stai, dăm un pas înapoi, mă, un al 15-lea ceas. Eu zic că o fi oameni în PSD care vor spune, hai să facem pasul înainte. Nu vor da înapoi, dar vor fi oameni foarte care vor face pasul înainte. Foarte important să facă pasul înainte spământă, și să-l schimbe pe Dragnea. Altă soluție nu există. Eu îți garantez că Iașu se mișcă și Iașu s-a mișcat și cu Chirică, care i-a tras una la așa scurt la, nu știu cât e de ok sau nu e ok omul, dar s-au mișcat și de cei de la PNL, care au tras-o pe Madame Turcan de mânecă și au zis, Madame, statutar, nu că dai tu cine să fie șef, de jos în sus să pornească democrația. Uite, e o chestie pentru care Iașu merită aplaudat. Bă, da? În sfârșit, tată, că toată lumea era Clujul și era Bucureștiul, din când în când Timișoara. Pentru că și Iașu a fost lăsat pe din afară, pentru că nu există niciun fel de preocupare. S-au strâns acolo o gașcă care îi sunt servili în totalitate lui Dragnea și cu ăștia își execută toate lucrurile pe care le are depus în plan. Ăștia ce câștigă extraordinar? Adică să fiu sluga lui nu știu care, că-i Dragnea, că-i nu știu care, Gorghiu și de-astea. Ce câștigă? Fiecare se gândește că face și niște lucruri bune, că poate să mai facă ceva. Anul trecut, în discuțiile pe care le aveam și când am mai vorbit cu prieteni de-ai mei din București, unul chiar un specialist foarte bun în drept constituțional, mi-am spus, știi, mă gândesc să renunț, nu mai vreau să candidez, nu mai vreau să mă implic, pentru că mi-e psilă absolut de ce am văzut aici și de irresponsabilitatea care o au unii dintre colegii mei din conducere. Și mi-a spus, știi, dacă și tu renunți, nu se poate, hai să încercăm, păi mai păcălim, mai facem câte o faptă bună, mai facem câte ceva. Îi păcălim noi cumva, cam asta, hai să-i păcălim. Și am spus, uite că ne-au păcălit ei acum, dar uite cum ne-au păcălit. Bine, într-un fel avea dreptate, că dacă mă gândesc la Hannah Arendt, o scris în 1951 sau 61, nu mai țin minte, cartea celebră în care zicea, ca să se întâmple rău, e suficient ca oamenii de bine să nu facă nimic. Da. Și există obișnuința asta cu rău. N-am memoria așa de bună încât să îmi aduc aminte. Banalitatea răului, zice. Adică, ți se pare că așa trebuie să fie. Nu, nu mi se părea Ceaușescu că e nemuritor și așa trebuie să fie. Deci maximul ce își permita lumea să creadă e că dacă cumva moare dobitocul de diabet, s-ar putea să lase pe Nicu și ăla mai chefliu și ne mai dă câte un pic de libertate. Atât. Dar nu ne închipuiam că pică comunismul? Nu. Comunismul este etern. Ei, eu sper că acum să nu ne închipuim că mai poate să vină și să nu permitem că se poate întoarce o dictatură în România. Și chiar mă bucur enorm de mult de toate aceste proteste și de faptul că societatea și oamenii reacționează atât de bine la încălcarea unor principii și valori în care credem cu toții și pe care trebuie să construiască o Românie sănătoasă. Nu să se credem asta. Am văzut și în piață. Civilizați. Oameni civilizați. Da. Cu copii. Și tipii care merg la lucru. Da. Și mâine deci, se duc la lucru. Pomanagii ăștia au trezit România care muncește. Da, da, da. Aici deja e gâlma. Că dacă trezeau pe ea cu dă găleata na făina, luau vot că se culca. Dar oamenii care muncesc, zic, azi noapte, până la 2:30 am stat în stradă, oamenii au mai plecat încă, până pe la 4:30, prin tot Mănășturul, cel mai mare cartier al Clujului, 100 și ceva de mii de locuitori, și au colindat tot din capătul ăla al orașului. Păi sunt oameni care s-au trezit la 7 să meargă la lucru. Știți de câte ori am fost sfătuită să tac din gură, să merg pe burtă? Dar mie și acum mi se spune. De ce trebuie să... Ți-am spus să stai cu minte, că nu ai nicio problemă. Ești ok. Dar nu pot, e împotriva principiilor care am fost crescută, a modului în care am acționat până acum. De ce m-aș schimba acum? Pentru ce? Pentru o funcție efemeră? Nu pot. Mie mi se spune și acum și am așa o... Cred că îmi place mie să stau de râcă. Știi? Ce să stau de râcă? Nu e... Asta, eu
cred că trebuie să existe un spirit critic în societate. Cred că trebuie să existe un spirit critic în orice fel de organizație. Păi și acasă îți cerți copiii dacă nu fac ceva bine sau n-au respectat. Dar le cerți în folosul lor. Le cerți în folosul lor. E aceeași chestiune și într-o organizație. Dacă n-ai curajul să spui că ai făcut o prostie și că asta nu se face și că nu poți umili o întreagă țară în forma asta doar pentru faptul că tu ai dosar penal, este trist. Erau 300 de mii când am intrat noi în emisiune. Da. Când am plecat cu Orelul de acolo de la demonstrație, erau în jur de 20 de mii. Am ajuns la studio, erau 30 de mii. Și până am stat de am băut un cafe, erau 35 și acum la intrare în studio arătau 40. Deci oamenii vin. Și poți să ne fur portofelul, poți să mă dai afară. Păi, eu auzam... Poți să faci tot ce vrei, poți să iei libertatea. Vedeam pe unele posturi de știri că îți cumpărați. Eu nu știu cine, bă, dar păi chiar așa toți oamenii ăștia să fie cumpărați sau plătiți de cineva. Să reacționezi. N-are cine să te cumpere. Slavă. Noi am ieșit în 2011, în 2012 la protestele pentru Arafat și pentru tot ce însemnat și cu Roșia Montană. Adică cine să te plătească? Acolo erau oameni care așa simțeau și asta trăiau. Da, dar sunt oameni care au impresia că pot cumpăra orice. Când se întâlnesc cu oamenii care nu vând nimic, atunci vin scânteile, unii au televiziuni mai mari și mai suntem noi ăștia cu televiziunile mai mici, câți mai suntem, așa, și cât mai suntem și mai vedem. Ca să nu creadă lumea, știi cum zice cântecul ăla, că nu e lumină nicării, ori murități oamenii. Asta stă în direct. Țara asta nu va muri niciodată, să știi. Așa cred. Și țara asta, în urmă, va ieși din toate marazmele astea în care câteodată, fără să ne dăm seama, intrăm. Au, România au putere. Începând de la cei mici până la cei mari. Văzut? Asta cred că e posibil. Hai să ne bucurăm. Da, și eu susțin același lucru care îl spui. Dar astăzi cineva avea un comentariu foarte interesant și spunea cred că abia acum începem să ne vindecăm. Da, da. După ce a trecut generația aia. Da, da. La care eu fost frică de Ceaușescu. Să ne vindecăm. Și de aici începe construcția României și acesta este poate rolul lui Liviu Dragnea sau PSD-ului să genereze această construcție sănătoasă a României, chiar dacă printr-o astfel de, acțiune generezi democrația aruncându-i niște anticorpi, o faci să facă febră și după democrația te ejectează și se curăță. Practic, ca la orice virus și ca la orice vaccin. Probabil că Liviu Dragnea, fără să vrea, în lipsa lui de librării din județ, s-o trezi cu... Este un bine involuntar pe care istoria ne-l face. Așa cum ne-a făcut istoria, mamă ce frig era atunci când era numai cu o bluziță și în decembrie 89, nu erau multe grade în minus, dar era numai cu o gecuță, că nu erau de la groase ca acum, și era frig. Bă, da, bine era. Și a scăpat și de prostul ăla. Da, bine, scuză-mă și doamna Aurelia, să mă scuzați. Stau discutând de Cluj mai înainte, acum suntem totuși la Cluj. Am o satisfacție și cred că se pot mândri clujenii cu oamenii care au făcut parte din politică în România pentru calitatea lor. Au fost și care, probabil, pe prestanța lor au avut și unele momente când au mai șchiopătat așa, dar sunt bucuros că cei care au intrat în administrație și în politică din Cluj, vorbesc de clujeni, au avut un alt fel de abordare a lucrurilor și cred că au avut educația aceea care până la urmă, cred că la mulți, adică e deranjant pentru unii din București, hai să nu zic din altă parte. Cred că calitatea asta pe care noi avem, din educația pe care am primit-o, din cei 7 ani de acasă, din faptul că, domnule, unde mergi să-ți faci treaba, nu să încerci să te gândești la ceea ce poți băga în buzunar sau la șmecherii și șmenării și peșcheșul și așa mai departe, îi felicit pe toți. Mi-aș fi dorit, cum ziceați, doamna Aurelia, să-l văd pe domnul Vasile Pușcă și acolo, să-i văd pe Vasile, pe Dâncu, să-l văd acolo. Și, sincer, nu știu dacă gestul în sine vă creează un confort, dar cred că ați demonstrat ceva. Că ați ținut la principii, în ziua de astăzi, un lucru la care, pentru care trebuie să trăiești, trebuie să respiri. Și mi-aș dori să văd și să vedem în următoarele zile că lucrurile se așează.
Nu îmi place să văd doamnii că suferă. Se vor așeza, mai departe. Trebuie să ieșim și educația nu e o chestie, că nu s-a făcut în Ardeal mai multe facultăți decât în București, ci o chestie de acasă. Și acum toți suntem de la țară și știm ce ne ziceau părinții. Nu cumva să mă faci din inunie, că după tine viu. E adevărat? E adevărat. No, dacă reușești să crești cu chestia asta, intervine rușinea, mai las nașul jos, ne mai trage unul de mânecă și încet, încet te pui pe calea cea bună. Mulțumesc tare mult! Și mulțumim tare mult că și celor 300 sau 500 de mii cât ori fi acum în stradă, că au redat speranța într-un timp în care am crezut că istoria s-a întors cu fundul către noi. V-am pupilizat, băieți. Mulțumim, faină!